Lumini și umbre, eroi în vârstă, Tată de duminică, Una spetă la cină, sunt numai câteva dintre filmele memorabile regizate de Mihai Constantinescu. Regizorul stabilit de ceva timp în Muștel a avut parte sâmbătă de ziua sa de vizita prietenilor dragi pentru a sărbători împlinirea vârstei de 79 de ani. Mă, nu vrem lumânări să cântăm... Nu trebuie să cântați nimic. Chiar mă deranjează. E formalitate cântat. Pământeat. Și cum a fost? Ce senzație ai avut? Știți că sunt întrebările alea. Și cui mulțumești? Lui mama, lui tata? La ce, mă, la ce? Domnilor, la mulți ani! Și tuturor la mulți ani și viață lungă! Foișorul din grădina de la Bughea de Jos a fost martorul amintirilor despre filmele realizate, actorii care au fost prieteni și parteneri, întâmplări memorabile care au adus profunde bucurii, dar și mari dezamăgiri. Și lui Vraca Vlai cu vodă citea o Abela veche, pusă o scrisoare venită, știi, și trebuia să o citească. Și citea. Și la un moment dat ea de acolo... i-au schimbat textul și se duce, se uită și vornice, citește tu! Vornice, citește tu! Erau multe dupe. M-a iubit, ce? Maria, da. Ce legătură ați avut cu Casa Regală? Asta era perioada în care îl luaseră pe Vraca. Înțelegi? L-a întrebat cum se făcea. Pusese evident. Da. Chiar zice iubitul regine. Să știa. Maestre, schema este încărcată în teatru și trebuie să mai scoatem din actori. Aveți dreptate. Da, așa este. Vă rog să facem o listă. Da. Scrie lista. 1. Băia care trebuia să-i dea afară. George Vraca. Du, maestre, păi ce faci? Dragă, trebuie să începe de sus în jos. Bineînțeles că nu s-a mai... S-a terminat tot. A fost o lume, domne, fabuloasă. Ce să mai vorbim? Fabuloasă.